Iată, ne aflăm acum în prag de sărbătorirea celor 95 de ani, când acest proiect, Lecția de Violoncel, care va avea loc premieră oficială pe 14 decembrie, când maestrul va fi împlinit 95 de ani, țin minte că l-am invitat pe domnia sa la teatru, a venit și eu eram pregătit încă de când știam că vine, l-așteptam și am și spus portarului, când vine maestru Beligan, să mă anunțați să cobor să-l întâmpin. Surpriza cea mare este, după cum vedeți, noi aici avem birourile la nivelul 3 aproape, fără lift, și m-am trezit cu maestru Beligan, care a urcat toate treptele până în dreptul biroului. Eu m-am simțit vinovat de acest lucru și maestru, cu o tinerețe extraordinară, spune: dragă, dar observ că n-ai nicio fotografie cu mine. Și mi-am dat seama că maestru Beligan, care, și aici închid paranteza sentimentală, a fost între puținii actori care, în momentul când Teatrul Metropolis s-a construit, a venit alături de noi, chiar dacă nu era membru al acestui teatru, pentru a tăia panglica, devenind astfel directorul onorific al Teatrului Metropolis, cel mai tânăr teatru. Este o lecție de a fi, cum spune Hamlet, a fi. Iar maestru Beligan este a fi în teatrul român, știe tot. Este un om care iubește atât de mult teatru încât se poate spune, el poate afirma: da, teatru este viața mea. Cred că este singurul dintre noi actorii care poate spune lucrul ăsta. Adeseori ni se spune că România trece printr-o criză. Nu știu cât va dura neapărat o criză, dar problema noastră principală este criza de modele. Iar unul dintre, dacă vreți, unul dintre pilonii, vectorii modelelor românești de teatru, este Radu Beligan. Așa că la mulți ani!